evident că pentru România va fi de extrem de dificil să atingă niște ținte care să fie cât mai apropiate de ceea ce propune Comisia Europeană. De exemplu, obiectivul privind alocarea unui procent de 3% din produsul intern brut pentru cercetare inovare. Este un obiectiv pe care nu putem să-l atingem, cred eu, și va trebui să ne stabilim ce nivel putem atinge în discuțiile din 3 mai, pentru că 3% pentru cercetare și inovare trebuie distribuiți după cum urmează. 1% contribuția bugetului de stat și 2% din resurse private. Dacă pentru guvern n-ar fi o problemă să aloce 1%, cel puțin scriptic, în bugetul de stat, pentru sectorul privat să vină cu o contribuție de 2%, este evident extrem de dificil. Un alt aspect care trebuie vizat atunci când discutăm de alocarea a 3% pentru cercetare și inovare este, bine, găsim resursa de 3%, dar ce infrastructură de cercetare avem? Cum am utiliza acești 3% dacă i-am avea? Este capabilă cercetarea noastră să se concentreze pe obiective majore și să aibă rezultate în timp util dacă se face un astfel de efort din partea statului și a sectorului privat? Este o altă întrebare căreia noi trebuie să răspundem până pe data de 29 aprilie. Sigur, nu voi face considerații asupra răspunsului la întrebare dacă suntem capabili să utilizăm eficient 3% din produsul intern brut pentru cercetare, pentru că n-aș vrea să dau titluri de primă pagină pentru mâine. Dar sunt convins că și dumneavoastră, cei mai mulți, știți care este răspunsul la întrebare. Referitor la părăsirea timpurie a școlii în România, trebuie să remarcăm că a avut loc o scădere a cifrelor conform Eurostat, mă refer la România, de la 22,9% în 2000 la 15,9% în 2008. Deci iată un obiectiv pe care România, dacă privim la trendul scăderii procentului neșcolarizaților, celor care părăsesc timpuriu școala, este un element pe care, cred eu, România și-l poate asuma, să vină la sub 10% procent de abandon școlar în interiorul strategiei UE 2020. Asta cu atât mai mult, cu cât ne-ar ajuta chiar noua lege a educației, care mărește ciclul clasei a 8-a cu încă o clasă. Deci cu 9 clase, iar copilul la 16 ani, când ar putea intra în câmpul muncii, este deja prins într-o formă obligatorie de învățământ. O astfel de măsură ar ajuta foarte mult România să vină la sub 10% nivel de abandon școlar. În sfârșit, în ciuda dificultăților, România va fi în măsură să-și definească ținte naționale ambițioase, chiar dacă acestea nu vor atinge însă nivelul maxim stabilit de Uniunea Europeană. Ceea ce vom face în discuțiile din 3 mai va fi să avem o abordare realistă, să negociem sau să stabilim cu Comisia obiective naționale pe care să le putem îndeplini până în 2020.